Bună ziua, bun găsit! O nouă emisiune, Gorjul în direct. Astăzi alături de mine este domnul Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Par fi ceva probleme de discutat, am văzut că sunt niște scandaluri în sindicate legate de reprezentativitate, dar până atunci ar mai fi o știre, ca să spun așa, în legătură cu economia a fondului de salarii, domnul Manu Tomescu. Eu nu mai știu, anul trecut salariații au primit economia făcută la fondul de salarii? Păi depinde cum a vrut administrația. Deși avem, a fost, da, dar avem un prins articol în contractul colectiv de muncă că economia la fondul de salarii trebuie împărțită salariaților. Sub orice, deci nu, aici nu încape îndoială. Avem contract colectiv de muncă, avem articol prins în contractul colectiv de muncă care prevede acest lucru. Și cred că anul acesta economia la fondul de salarii trebuie să fie una destul de mare, pentru că au plecat foarte mulți, cel puțin 1000 și ceva de salariați s-au pensionat pe legea 197. Da. Și gândiți-vă, salariile, bonusurile, primele n-au fost încasate. S-au făcut eu cred că este o economie destul de mare la fondul de salarii, dar să vedem la întâlnirea dintre sindicate și administrație cum va fi prezentat bugetul. Când va fi întâlnirea asta? Nu știu. Deci nu știu dacă i-au chemat săptămâna aceasta. Până acum eu știu că n-au fost nicio întâlnire pe această temă. De aia mă și întreb, pentru că undeva pe la finalul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, ar fi trebuit să fie aceste discuții, să știm deja care este economia la fondul de salarii. Și când ni se va prezenta bugetul pe anul ăsta, bănuiesc, nu? Fondul de salarii, bugetul, da. Da, prezentând rezerva cheltuiala din fondul de salarii la 11 luni, după aceea, în a 12-a lună, se poate face o estimare, știți? Da. Estimare aproximativă, pentru că așa a făcut. S-a dat o parte din economie în luna decembrie, iar cealaltă parte, cea mai rămas în ianuarie, adică... Da, așa mi-aduc și eu aminte. Am înțeles că complexul va avea și un oarecare profit, avea profit pe la pe primele 6 luni de vreo 680 de milioane, aproape 670 de milioane de lei, parcă, așa, da. Era un profit. De asta voiam să vă întreb, pentru că știu că bugetul pe anul acesta a fost aprobat extraordinar de târziu, ca niciodată. Da. Și mă interesa să știu dacă oamenii vor beneficia și în acest an de economia de salarii, la salarii. La fond, normal ar trebui să beneficieze, v-am spus, avem prins în contractul colectiv de muncă acest lucru, care prevede acest lucru. Bun. Domnul Manu Tomescu, mai știți ceva de memorandum? Am înțeles că a fost trimis de către companie la Ministerul Energiei și acum așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Cert este că suntem îngrijorați, eu am și transmis asta, pentru că am avut întâlnire și am avut discuții cu alte sindicate din țară, colegi de-ai noștri, da, energeticieni din țară, și deși ei aveau anumite drepturi prinse în contractul colectiv de muncă, pur și simplu nu le-au mai luat. Și asta mă îngrijorează pe mine. Ce drepturi n-au mai luat, domnul Manu? Păi uite, de exemplu, avem colegii de la CET Oradea, nu au mai încasat bonurile de masă, care ne-au spus acest lucru. Chiar am rămas surprins. Văd că la noi probabil este și o presiune pusă. Se respectă, însă trebuie să fim prudenți. V-am spus, eu am mai trecut, noi, cei mai vechi în această companie, am mai trecut prin acest lucru, în care angajatorul nostru chema salariații și îi punea să semneze acte adiționale cu venituri mai mici. Deși aveau aceste drepturi prinse în contractul colectiv de muncă, nu s-a ținut cont de ele. Da. Înțelegeți? S-a mai trecut prin asta. Dar e ilegal, cum au reușit să facă așa ceva până la urmă, mă gândesc. Păi au reușit, pentru că știți ce spuneau la negocieri. Ei se bazează pe faptul că dintr-o 1000 de salariați, dacă au 100 și ceva curajul să meargă în instanță să-și conteste. Și asta s-a întâmplat la noi. De exemplu, am colegi care n-au vrut să semneze acele acte adiționale în 2013-2014 și au câștigat în instanță drepturile.
Dar compania a mers înainte și susținută de colegii ai noștri din sindicate. Atunci, la ora Da, din cum 2013-2014, vă aduceți aminte. Din acele acorduri cu întotdeauna domnul... administrația a avut la îndemână sindicatele, o Dar parte. s-a Da. folosit de o anumită parte dintre oamenii pentru a, dar care au avut demnitate și au avut curaj, deși au fost supuși unor presiuni fantastice, pentru că erau amenințați uneori cu pierderea locului de muncă. N-au cedat, au fost susținuți și de noi. Eu aici mă refer strict la membrii noștri din Sindicatul Energia Rovinea. Nu știu dacă s-a întâmplat acest lucru să reziste și prin alte zone, dar cert este că atunci în masă s-a pierdut din drepturi și din venituri, deși le aveam prinse într-un contract colectiv de muncă. Oamenii erau chemați, semnau acte adiționale cu venituri mult mai mici. Și de frică mulți au semnat. Iar acolo, în discuții între noi și conducerea companiei, la masa negocierilor, chiar spunea un fost director că ei știu că din atâția mii vor avea curaj un sfert, dacă vor avea curaj să dea în instanță, iar din sfertul ăla foarte puțin vor rezista să meargă până la capăt. Da, deci au avut pe ce să Da. bazeze cei din Da. administrația Din centrală. păcate, guvernul României, guvernele României, oricare au fost ele și din orice culoare politică au fost compuse, guvernele României au gestionat foarte prost, foarte prost, să nu spun într-un mod dezinteresat, într-un mod, nu știu, rău intenționat, forța de muncă. Pentru că uitați-vă, astăzi noi avem 6-7 milioane, dacă nu mai mult, de români care au ales să muncească în afara țării. Și eu întreb, oare de ce? Dacă Evident că nu de în bine. ultimii 30 ceva de ani a fost guvernată forța de muncă. Și aici eu, ca sindicalist, fac referire la forță de muncă, la oameni. Și pun această întrebare și eu, de ce 6-7 milioane de români au ales să muncească, să-și caute locuri de muncă, adică o viață, în afara țării? Asta nu din cauza acestui sistem, acestor guverne succesive, v-am spus, și nu fac politică, din orice culoare politică Au au fost fost compuse, muncitorii. da, forța de muncă a fost una tratată într-un mod, tratată cu dispreț de către puterea politică care a format guvernele în Păi, nu această știți, țară. domnul Și Tobescu, vă că... spun că asta se întâmplă și acum. Da, da. Asta se întâmplă și acum. Păi noi am rămas la niște salarii de nu se pot compara cu cele pe care le iau muncitorii din alte state, dar prețurile sunt la nivelul Da, Uniunii corect. Europene. Da, Și așa este. acum, asta e o situație care trenează de 10-15 ani de când suntem noi, de când am intrat în 2007 în Uniunea Europeană. Lucrul ăsta nu s-a rezolvat în legătură cu forța de muncă din România și de asta a migrat. În schimb, primim pakistanezi, ați văzut, forță de muncă ieftină. E o situație foarte urâtă la noi în țară. Ați văzut că sunt proteste ale salariaților din toate categoriile sociale. E adevărat, a celor care lucrează la stat. În minerii și energie, domnul Tomescu, proteste se întrevăd la orizont. Noi am făcut proteste, Sindicatul Energia Asta Rovinea, pentru știu, dar că mă știți referam ce? la Eu federații am și mai la... văzut voci la dumneavoastră aici la televiziune, eu știu, să nu îi mai numesc, nu știu cum să-i numesc, oameni ai sistemului care vin și aruncă această mocire la toate sindicatele. Când vorbesc de toate sindicatele, ei uită că în aceste sindicate mai sunt și oameni care luptă. Dar ne bagă pe toți în aceeași oală pentru a ne murdări pe toți. Ei fiind de Și fapt pe mână pentru a cu cei scădea care ei credibilitatea fiind sim. pe, de fapt pe mână cu cei care sunt pe Da, blat cu da. administrația în partea sindicală. Ce zice? Bă, măcar îi bag pe toți în aceeași mocirlă. Pe eu unul nu accept să fiu băgat în această mocirlă, pe moment ce sindicatul din care face parte numai în acest an a avut 4 proteste organizate, deși am fost singur lăsat singur. Am avut două anul trecut în iarnă, să nu mai pun anul ăsta în iarnă, februarie-martie 2023, da? N-am fost susținuți, dintre care unul chiar la Înalta Curte de Casație și Justiție, da? Da, ne Am amintim, avut sigur. aici pe 9 martie la prefectură, tot am avut greva foamei făcută pentru deblocarea legii 197 și Care s-a uitați. deblocat atunci, în Da, vară. deci am avut acțiune, am fost la Comisia de Muncă
în Parlamentul României. Deci noi am avut acțiuni sindicale. Nu accept să fim băgați în aceeași Dar oală cu cine, marea... cine, Mă rog, despre am văzut cine? și eu, nu mai dau că știți ce. Și așa mi-a făcut destui dușmani. Este foarte greu să rezistăm, să știți, să fii un om corect în ziua de astăzi și să nu faci altceva decât să-ți respecti niște atribute prevăzute și pe cale profesională și pe cale sindicală, nu faci altceva decât să-ți faci dușmani, pentru că nu intri în hură cu ei și critici sistemul, un sistem care are putere foarte mare pe toate palierele, pe toate pârghile. Dar am văzut, în general asta vreau să atrag atenția, când se vorbește de sindicate, știți, și uite, vă dau exemplu. În toate, eu știu, organizații sau nu știu cum să le spun, în toate domeniile de activitate, și uite, hai să sunt eu aici din partea sindicală, dumneavoastră din partea presei. Păi și presa are oameni, și chiar dumneavoastră spuneți, recunoașteți acest lucru, are oameni care sunt pe blat cu sistemul. Da? Dar nu să aruncăm cu mocirile în întreaga presă. Uite, eu din punctul meu de vedere, dumneavoastră sunteți un profesionist foarte bun din presă. De asta spun, ce ar însemna? Nu e bine să generalizăm. E un păcat pe care îl avem noi toți. Da, da, eu... Și când vine de vorba de profesori, de corect, medici, corect, de... peste tot sunt... Mine, din păcate, așa e. Da, din păcate este puterea politică a intrat cu bocancii în toate domeniile de activitate și a pus într-un fel, nu știu, hățurile, dacă e un cuvânt, nu, poate eu prea cred dur. Că e nimerit, să știți, da? E nimerit. Pe toate, da. Pentru că și prin intermediul oamenilor au reușit să influențeze foarte mult și să pună foarte mult, eu știu, amprenta, puterea politică de sus până jos, pe toate palierele, pe toate domeniile de activitate. Însă să nu uităm că și în presă și în sindicate sunt oameni drepți. Iar pe mine asta, știți ce, asta mă doare, pentru că... Da, vin anumiți oameni ai sistemului și aruncă cu, când vor să asta, sindicatele. Toți, de la stânga la dreapta, sunt toți corupți, nu știu ce. Păi, eu nu accept, pentru că eu n-am făcut niciun compromis. Deci eu, în 30 de ani de activitate, numai în... Au fost discuții asta... și chiar și aici da. S-a discutat despre faptul, domnul Tomescu, că liderii de sindicat întotdeauna... sunt împărțiți și ei pe partide. Cu tare e la, nu știu, da. La PSD, știu la asta. PNL, altul la USR, mă rog. Da. Dumneavoastră, mi-aduc aminte că sunteți bănuit a face parte din cei cu care țin cu USR-ul. Da. Nu e deci prima acolo dată. Sunteți da, dar știți care încadrat. Este, aici, dacă îmi permite să vă dau o explicație și vă spun. Eu, Tomescu, fiind tot timpul împotriva, în de partea cealaltă a mesei cu guvernul, pentru că asta trebuie să fie sindicatele. Da, sindicatele trebuie să fie, trebuie să fie așezate da. De partea cealaltă a mesei. Automat, dacă de cealaltă parte a mesei se află și partidele din opoziție, pentru că asta au făcut partidele din opoziție, au speculat. Da. De-a lungul timpului, adică în sensul, domne, când au văzut mișcare sindicală sau atitudine sindicală, într-un fel sau altul au încercat să se lipească de acest... Și cum să... N-aș acuza asta, pentru că începând de când fac eu sindicalism, eu practic sunt lider de sindicat de când era Ponta premier. Da? Păi când era Ponta premier și PNL-ul era în opoziție, eram făcut penelist. Și vă dau un scurt istoric ca să înțelegeți. Da, da. Manu e trimis de Vâlceanu în piața prefecturii de PNL. Când făceam pe acele proteste împotriva păi lui Ciurel. Păi și Vâlceanu a făcut greva foamei da. În un moment dat. Bun. După aceea a căzut Ponta, a venit Cioloș cu tehnocrații, am plecat în marșul disperării și împotriva guvernului Cioloș și a tehnocraților, PSD-ul era spatele nostru. Manu este PSD-ist, Tomescu este PSD-ist, că de ce se duce contra guvernului, înțelegeți? Când deci depinde cine a fost la guvernare și eu pun pariu că dacă USR-ul va fi la guvernare, eu vă dați seama că aș avea aceeași atitudine, deci nu m-a schimba. Dacă USR-ul sau AUR-ul sau ce partid din opoziție ar forma guvernul acum, ca să vă faceți un tablou, automat oamenii sistemului e PSD-ul în spatele lor și cine n-ar fi la guvernare, înțelegeți? Asta se întâmplă și de asta mă lipesc ei, deși eu am spus tot timpul că nu fac politică și am fost rugat de toate partidele, de la stânga la dreapta, ba mi s-au oferit și funcții de conducere în partide politice și n-am vrut. A, că nu vor unii să înțeleagă.
care ei sunt compromiși până peste cap, înțelegeți? Băgați prin toate combinațiile și asta sunt, asta încearcă ei să facă, să arunce cu mocire și ăla e la fel ca mine. Niciodată Iotomescu nu va fi la fel ca trompetele astea politice sau combinagii de prin părțile astea locale, că îi cunoaștem toți, înțelegeți? Pe mine nu accept să mă bage în aceeași oală cu toată lumea, pentru că nici n-am făcut acest lucru. Da, și acum vedem în aceste zile, că spuneam la începutul emisiunii, este un scandal între sindicate pentru reprezentativitate, acesta a fost motivul. Potrivit noilor prevederi legale și calculelor în baza lor, doar Sindicatul Mine Energie Oltenia are reprezentativitate. Nu, Federația. Sindicatul Mine Energie, mă scuzați că vă întrerup, da. Sindicatul Mine Energie SMEO face parte din Federația Univers. Da, Universul. Pentru că nici Sindicatul Mine Energie Oltenia n-ar avea reprezentativitate, pentru că nu reprezintă, eu știu, undeva la până în 15-20% din, deci Federația. Da, Universul Federația face. Federația Univers are reprezentativitate în CEO. Federația condusă de domnul Părbulescu, am înțeles că nu are. Trebuie. Este undeva la limită, adică la limită, în sensul că vedeți cu aceste plecări de oameni la pensie, au pierdut cu migrări, membrii de fiind la limită, când e sub, când ești peste. Deci îți trebuie cel puțin 2-3% peste, adică 35% prevede legea, tu să ai un 37-38% să stai liniștit, adică să mergi pe o linie continuă, să nu fii sub. Acum, FNM cât să aibă? Pe cred că ultima dată am văzut o adresă în presă, o adresă, o situație a federațiilor, avea undeva 34 și ceva, 34 virgulă, deci sub 35. 35. Da. Dar n-avea 35. Dar vedeți, fluctuează. Da. Lor le trebuie, la cei de la FNM, le trebuie câte 2-3%, v-am spus, să stea liniștiți, undeva să aibă 36-37%, adică să nu mai stea tot timpul cu sabia deasupra capului cu tăișii. Ori am, ori ce veți face cu Sindicatul Energia Rovinar? Pentru că dumneavoastră rămâneți fără reprezentativitate. Așa cum am vorbit, a scris în Gorjanu un interviu pe care mi l-a acordat domnul Manu Tomescu și acolo spuneați, domnul Tomescu, că ei în continuare încearcă, cei de la SMEO, de exemplu, de la Federația Universitară. Da, sunt cei mai mari. Și acum trimit mesaje în privat salariaților să spună cât au muncit dumnealor, cât au luptat pentru drepturile angajaților CEO. Ori asta se vede cu ochiul liber că nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat în sensul că n-au un protest de 5-6 ani, cum spuneați domnul Tomescu, așa am văzut toți, da? N-au mai existat, n-a existat o opoziție față dacă programul permit, de închidere, de exemplu. Da, este colegul nostru de la Termocentrală Rovinarii, el are și relații comerciale cu compania, mă rog, un lucru care a devenit normalitate, deși este anormal. Nimeni nu se mai tu supără. Ca să fii lider de sindicat, să ai contracte cu compania, contract de 20.000 de euro pe lună, lunar. Înțelegeți? Deci factură care se vede. 1 miliard de lei, atât vine. 20.000 de euro în fiecare lună bagă în casă, de pe urma contractelor. Cu toate astea, uitați că e vocea lor, el iese acum în spațiu public și asta mă deranjează pe mine cel mai tare, pentru că iese și le spune oamenilor că, domne, noi pe calea dialogului am câștigat cele mai mari creșteri salariale pentru oameni în ultima perioadă. Pe și eu le aduc aminte că nu s-a câștigat nimic fără proteste. Deci ei, da, doar s-au dus cu ștampila, oamenii erau în stradă și fiind comisia de negociere, pentru că trebuia acele revendicări să le prinzi într-un act, să le ștampileze până la urmă guvernul prin Ministerul Energiei și compania, normal că s-au dus și au pus ștampila. Pe și acum, dacă, de exemplu, să vă dau un exemplu, să vă înțelegeți acest lucru. Acum, de exemplu, dacă anul viitor vine compania cu zero creșteri salariale, cum s-a mai întâmplat de altfel în trecut, ce rol a avut acest... Eu știu că mare negociator, cum se numește el, atunci, în 2019, când directoratul a venit cu zero creșteri salariale, fără vouchere de vacanță. Ce rol a avut el ca negociator? Pentru că s-a ascuns, nu știau nimeni de ei. Au oprit oamenii lucru, da, vă aduceți aminte, minerii au oprit lucru câteva zile și așa a fost adus ministrul energiei aici și a fost negocieri la sânge. Nu mai știu cine, domnul Anton parcă da, era da, ministru. Da, a venit atunci aici și au fost negocieri la sânge și așa s-au primit. Că au avut grijă ulterior cel care vă spun eu de el, ca să-și ia și el sporul de producție. Tot ce au câștigat la cei oameni prin luptă atunci.
tot ce a câștigat oamenii din producție până la urmă. Prin ei s-au revoltat, ei au protestat. Și ei eu cu colegii lucru. Mei de la Termocentrala Rovenea, lider de sindicat, ca să-i susținem pe mineri, am făcut greva foamei. În timp ce ei aveau oprit lucru, pentru că erau amenințați că îi dă afară, se găsiseră 5-6 țapi spășitori pe partea aia Jilțului unde a oprit lucru, și spunea că îi dă afară, sau auzeam ăștia. Eu cu colegii mei am făcut greva foamei. Venea Boza și cu compania atunci, cu directoratul, ne găsea pe scările. Mi-au aminte și acum, ningea, început să se ningă. Și asta, ce rol au avut? Atunci au fost creșteri salariale. Ce rol au avut la, în 2021, când noi eram în stradă, protestam aici la Târgu Jiu, da? Și nu vreau să dea creșteri salariale, să mărească fondul de salarii. I-au fost chemați la București de Virgil Popescu să mărească fondul de salarii pentru a prinde creșteri salariale și era întrebați de ce mai sunt oameni în stradă la Târgu Jiu. Că eram noi pentru legea pensiilor, pentru programul de închidere, că ne puseseră pe închidere și automat se culminase culmea și cu programul de negocieri. Noi eram în stradă. De ce mai sunt oameni la Târgu Jiu? Că uite, vă suplimentez fondul de salarii. L-a suplimentat sub presiune că erau oameni în stradă. L-arătau pe Mitrescu cu degetul, era și Mitrescu la masă cu ei acolo. Nu ai noștri domni, ai lui Mitrescu. Înțelegeți? Da, se justificau, vă dați seama, în fața... Că oamenii noștri sunt cu minți. Ai lui Mitrescu sunt în stradă. Și acum vine și trimite aceste mesaje că datorită lor, lui, mare negociator, au fost aceste creșteri salariale. Au fost tot timpul sub presiunea oamenilor. Niciodată el, ca mare negociator, n-a obținut ceva pentru acești oameni. Doar a fost pus în fața faptului împlinit că s-a dus acolo și federația lui a pus o ștampilă și o semnătură pe contractul colectiv de muncă. În sensul ăsta, iar cu reprezentativitatea, să vă explic dacă îmi permiteți. Da, aș vrea să știu. Ați întrebat ce face Sindicatul Energia Rovinea. Noi avem trei variante. Federația Univers, care cade din prima. Nu, niciodată cum să fim la aceeași masă cu domnul Jean Popescu. Nu, nu e vorba de el ca persoană, pentru că eu cu el, dacă m-aș întâlni pe stradă și am vorbit, poate am bea o cafea. El, omul Jean Popescu, asta confundă foarte mult. Am văzut că și dumneavoastră presa, scandal între sindicate. Nu, domnule, eu am ceva cu sindicalistul Jean Popescu. N-am ceva cu persoana lui, că dacă m-aș întâlni cu el pe stradă, salut, ne respectam, suntem oameni până la urmă. Dar dacă tu ți-ai îmbrăcat haina de sindicalist sau haina de politician, da? Eu când am o atitudine critică sau ne certăm pe principii, da? Pentru că până la urmă între noi este vorba de principii, stați de vorbă cu un om care în viața lui n-a făcut compromisuri și m-a luptat pentru oameni, care are discuții cu alt om, care are o firmă, afaceri și toate astea și ne-a făcut numai probleme. A semnat acorduri cu administrația, a lăsat oamenii fără grupă de muncă. În acest sens, eu am atitudine cu sindicalistul care e în spatele acei persoane. Până la urmă, de sindicat e vreau vorba. Să spun că eu, votul meu în interiorul Comitetului Sindicatului Energia Rovinea, dacă mi se va cere părerea la o afiliere sau dezafiliere, votul meu este că niciodată nu vom fi cu un sindicat făcut de administrație și de politic în aceeași federație. Asta va fi votul meu. Deci ar fi prima variantă cu Universul. Din punctul meu de vedere, eu voi vota că nu. Deși ei, dacă îi întrebați acum, nu mai avem nevoie de ei. Așa este, nu au nevoie de noi. Dar eu v-am spus care ar fi variantele noastre. Da? Să avem și noi pe Constantin Mitrescu în Comisia de Negociere. Adică Sindicatul Energia Rovinea să aibă un reprezentant, o voce în Comisia de Negociere. Varianta cu FNMEU, știți că am plecat de la ei de și ne-am certat. Plecat. Practic, Constantin Mitrescu a fost scos și înlocuit în Comisia de Negociere cu un președinte de sindicat care la ora aia avea 50 de membri și sindicatul nostru avea 700 de membri și a fost înlocuit tot pe certuri și asta pe aia a fost o linie roșie pe care noi n-am mai înghițit-o. Pentru că n-am fost susținuți. Uitați, deși astăzi toți beneficiază de condițiile de muncă, că au avut grijă ca 99% dintre salaria să beneficieze. Nu, la ora la care vorbim acum, compania plătește condiții speciale de muncă la 99% dintre salariații acestei companii. Dar cu toate astea, noi n-am luptat dacă am fost 2-3% din condițiile de muncă, condiții speciale pentru care Energia Rovinar. Și nu numai noi, dar cei care știți cu dat cu Crețan de la Federația Națională a Muncii. Ca și procent, cât am fost? Și a scos și a ieșit legea 197. Și noi am dus această luptă până la capăt. Amintiți-vă că la un moment dat Bunoaica s-a întors împotriva noastră pe legea 74, că gata, trebuie să ne vedem de treaba noastră, că nu mai e altceva și noi am fost încăpățânați și până la urmă a rămas pe baricade doar Sindicatul Energia Rovinar. Așa e, da. Culmin
terminând cu greva foamei la București, pe care am făcut-o. A fost deblocată legea. Sigur. Asta se întâmplă și a treia variantă, deci a doua variantă ar fi reafilierea la FNM și a treia variantă să rămânem neafiliați. Adică să rămânem tot în Federația Energetică, dar Federația Energetică și-a pierdut deja reprezentativitatea. Pe moment ce sindicatele din energetică, alea care mai erau, pentru că era a treia federație ca mărime. Era Universul, FNM, Energetica și Federația Petrom, care s-a și a trecut la FNM. Sindicatul din ea a trecut la FNM. Asta trei sunt variantele, nu ține de mine, eu v-am spus. Dar în momentul în care veți face parte din cei care nu sunt sindicalizați, că spuneți că ați rămâne... Nu ne sindicalizați, da, că ați spus o prostie, neafiliați. Nu neafiliați, suntem afiliați la o federație, dar federația nu îndeplinește condiții. Da, nu e reprezentativă. Da. Atunci cum vă veți mai putea lupta pentru oameni? Că nu o să aveți acces la comisia de negociere... Și în toate comisiile, pe toate parierele. De fapt, asta urmărește prietenul nostru, între ghilimele, la Termocentrala Rovinari, pentru că eu cred că nu toți ZMEO. Uite, mă întâlnesc cu colegi de-ai mei de la ZMEO cu care muncesc. Eu sunt câțiva capi care nu ne vor acolo pentru că știu atitudinea pe care o avem noi. Dar oamenii în rest înțeleg aceste aspecte și chiar își doresc să fie Constantin Mitrescu, pentru că ei, orice ar face ei și oricât ar arunca, Constantin Mitrescu este președintele care n-a pierdut drepturi niciodată, împotriva a câștigat. Că ulterior, acum uitați, sporul acela de tură continuă, care era denumit și sporul lui Mitrescu, pentru că el s-a bătut foarte mult. Dom'le, oamenii care pierd Crăciun, Revelion, nopți, sâmbete, duminici, când alții stau acasă și petrec, oamenii ăștia, haideți să le dăm un spor de tură continuă. Și acum, ulterior, când fix acești oameni au primit la negocierile din acest an, au primit cea mai puțin. Pentru că au avut grijă să dea acest spor la toată lumea. Și, practic, dând la toată lumea, ceilalți au luat mai mult și acești oameni au luat cel mai puțin. Fix acești oameni care, uitați, acum de Crăciun, de Revelion, ei se duc la muncă, pornesc grupurile merg, și pe partea minieră și energetică, pentru că vine, trebuie cărbune și din depozit asta, fix acești oameni au fost cei mai loviți la aceste negocieri. Această comisie a avut grijă să-și bată joc pur și simplu crezând că îi fac rău lui Mitrescu. Normal că în inima lui Mitrescu s-a ofticat, dar ei fără să-și dea seama că practic au lovit fix oamenii care se sacrifică, într-adevăr, exact, 24 din 24 pentru și s-au bănuit. Da. Ei n-au sărbători. V-am dat așa numai un exemplu. Ei, gândiți-vă că la negocieri nu va mai fi Constantin Mitrescu, pentru că și Constantin Mitrescu la rândul lui stă de vorbă cu noi, cu liderii sindicatului Energia Rovinari. Și noi venim și spunem problemele oamenilor la negocieri. Domnule, uite, asta, trebuie să cerem pentru asta, trebuie să ne batem. Vedem ce se întâmplă mai departe, ce mie și vă spun sincer că nu mă ascund, nu sunt ipocrit să pun o mască aici la dumneavoastră să spun că nu mă afectează. Ne afectează și pe noi acest lucru, v-am spus, și pe mine personal mă afectează pentru că nu pot înțelege, am fost drept, am fost corect. N-am făcut altceva decât să păstrez această linie și să respect atributele de a fi sindicalist și să vezi că te îngenunchează. Fix, știți, avea bietul tata o vorbă, Dumnezeu să-l odinească, că nu mai e, nu te mai oftica, copile, că în lumea asta ai strâmbia mânca pe ai drept. Cam asta se întâmplă acum, dar asta este, până la urmă, știți ce, cu sau fără noi, oamenii vor vedea, pentru că... Păi ce să mai vadă? Știți care e problema, domnul Tomescu, că de multe ori m-am întrebat. În ultimii 3 ani, din 2021... 2020, 2021, 2022, 2023. Dumneavoastră fiind singurii care au reușit să facă ceva pentru salariați, ceva concret, da? Cum a fost legea asta 197 și plus condițiile speciale și alte drepturi de care spuneați un pic mai devreme. Cum a fost și domnul Bunoica, că tot pentru salariați a luptat și dumnealui la un moment dat, mi-aduc aminte cum spunea și arăta presei, ce se întâmplă pe la vestiare, în ce condiții lucrează și așa minerii și... Da, eu nu înțeleg cum au rămas oamenii... Acum nu vreau să, Doamne ferește, să instig sau ceva, dar totuși, de ce au ales să rămână la federații, la organizații care n-au făcut foarte mult? Vă spun. Dacă au făcut poate în trecut, dar cel puțin în ultimii ani n-au mai făcut. Eu vă pot explica. Pârvulescu n-a putut
să, nu poate să spună că a, cum să zic, a fost un mare luptător pentru, mai ales când vine vorba de programul de închidere al complexului energetic Oltenia, că nu s-a opus absolut deloc. Dimpotrivă, spunea ceva, la un moment dat văzusem o emisiune mai veche în care susținea că e nevoie de restructurare, dacă bine mi-amintesc eu. Deci domnul Porbulescu, am văzut că nu s-a opus foarte, nu s-a văzut că se opune împotriva acestui program de închidere, nici domnul Căldărușe, deși îi cunosc pe acești lideri de sindicat de foarte mulți ani, eu am fost foarte dezamăgită, stând în afara situației, văzând ce se întâmplă. Și de asta zic, domnul Manu, de ce, domnul Tomescu, de ce oamenii au ales totuși să rămână la sindicatele lor? Păi vă explic de ce, și că, pentru că dumneavoastră din afară văd pe buzele presei, pe buzele jurnaliștilor și toată lumea se întreabă din afară, opinia publică, de ce acest, de ce au ales oamenii să rămână. Vă spun de ce. Pentru că fac parte din sistem. Ori acest sistem de sus până jos are, începând de la directori până la ultimul conducător de formație lucru. Înțelegeți? Am avut situații și sunt și uiteți, să uită oamenii acum în preajma sărbătorilor și ar fi un mare păcat ca Tomescu să spună minciuni în preajma sărbătorilor și oamenii știu că ce spun eu acum asta este adevărul. Nu vine, deci dacă mie îmi face un om adeziune sau pleacă de la un sindicat de al sistemului, sindicat puternic care stăpânește pe acolo, pentru că e pe mână cu directorii, cu șefii de secții de ateliere până jos, pentru că și aceștia numiți politic în complicitate, știți că slavă Domnului ați relatat și dumneavoastră presa. Primul lucru care vine și se ia de el, șeful se ia. Deci ai plecat, mă, de la sindicatul ăsta. Și atunci? Las că vezi tu ce păcești. Și îl hărțuiește cu, nu vrea să, are omul nevoie o zi de concediu, o zi, se întâmplă, să fie bolnav, să aibă copilul bolnav, să nu poată să vină la muncă, să nu pot să-ți dau, nu, că nu sunt oameni, nu-ți dau, de la, nu-i dă o zi de concediu până la faptul că nu-l automat își ia gândul de la promovare pe criterii profesionale. Trec pe lângă el toți analfabetii. Clasele de salarizare, da. Clasele de salarizare. Vezi analfabeți care sunt promovați în funcții de conducere în locul tău, care tu, din punct de vedere profesional, stăpânești foarte bine. Și se întâmplă asta și acum, slavă Domnului. Deci toate lucrurile astea la un loc au făcut în așa fel încât să bagi o frică în acești oameni. O frică viscerală, ca să spun așa. Eu vă spun, uite, mie îmi povestesc și colegii de la Turceni. Ne-am făcut acolo o grupă sindicală, au vrut să se alăture Sindicatul Energia Rovinării. Au simțit să vină lângă noi. Păi știți ce au pățit acei oameni? Ce au pățit? Deci, până și la acte și la o adeverință și până și la o cerere îi se punea piedică pentru că era la sindicatul nostru. Deci vă spun, este tot sistemul lucrează pentru ei. Pentru că, vedeți, promovările trecând prin pixul și semnătura liderului de acolo, care e jupân acolo, înțelegeți? Nu se mai ține cont că e pensionar, că e plecat la pensie, că nu mai reprezintă. Pe moment ce el numește acolo... Vorbim de Turceni, nu? Da, da, v-am dat un exemplu așa, v-am dat un exemplu, dar asta se întâmplă peste tot. Să vedem că, da, deci, într-adevăr, multă lume din CEO, mulți salariați, spuneau de domnul Iovan, că e pensionar. Uite, eu am avut, să vă dau un exemplu clar și concret, am avut un coleg venit de la Turceni la Rovinari, prin transfer, când a fost atunci de s-a închis grupul la Turceni, au venit la Rovinari. Nu s-a integrat acel băiat și făcea naveta, deci el era mult mai aproape de Turceni, avea mama foarte bolnavă, mi se pare că paralizată, și având o navetă foarte grea, să facă naveta de la Turceni la Rovinari, ar fi fost mai ușor să vină înapoi la Turceni. Să fie. Deci plecase la pensie, avea un loc la Turceni și găsise un loc de muncă. Dom'le, n-a vrut să-i aprobe acelui om transferul. Înțelegeți? M-am dus, am prezentat situația. La directorii, la de acolo, la asta, tot. Nu au vrut să-i semneze transferul până nu a făcut adeziune înapoi la sindicatul lui Iovan. Și i-am spus, bă, du-te, fă-i, că până la urmă familia ta e mai importantă decât orice în lumea asta. Vă dați seama în ce... Da. În ce mediu lucrează... Da, asta se întâmplă peste tot și de aia dumneavoastră vă întrebați de ce. Dacă stați cu toți oamenii, salariații companiei off the record, să nu vă înregistrați sau nu, asta toți vă vor spune ce spun eu acum. Doamne, ne e frică. Ne e frică pentru că suntem hărțuiți, pentru că ei nici n-au curat să ia atitudine toți odată. Că dacă ar lua toți odată, n-ar avea ce să ce vă facem ăla. Atunci era... Dar e vorba de 1000-2000 de oameni, să spunem, care s-ar hotărât brusc să treacă la un alt. Deci eu am, și uitați la SMEU,
sindicatul care e lângă noi, câte lupte avem cu ei și am oameni cu care mă înțeleg foarte bine și pentru a-i proteja, mă înțeleg cu ei și las să stea la zmeu. Oameni care mâine ar zice, Manule, pentru tine, asta, și știu că ar pierde acel om pe toate căile. Și îl înțeleg, înțeleg situația pentru că văd cu ce ne confruntăm. Ar fi un condamnat, ca să spun așa, da. Dacă ar... Înțelegeți? Da, și mă, după aceea aș avea eu știu, puține rămușcări, bă, dacă nu cumva i-am făcut rău omul ăia stuia. Și pot să înțeleg că au fost oameni care au ieșit la pensie de la zmeu și au venit la mine și mi-au povestit și îmi spuneau. Și vă, bă, Manule, nu puteam, pentru că era șeful pe mine călare, de șeful lui fiind și lider de sindicat și șef direct. Înțelegeți? Cam asta, de asta, cu asta ne confruntăm noi. Și de asta vă spun eu că ai strâmbiam în cap, ai drept. Adică dacă vrei să faci lucruri bune și lucruri pentru oameni și dacă vrei să fii un om corect și drept, da, ai tu demnitate și îți câștigi respectul prin această demnitate. Niciodată nu vei avea susținerea pentru că asta este sistemul România și la noi în complexul energetic Oltenia, ăsta este sistemul. Un sistem care pur și simplu te strivește dacă nu ești cu el. Cum veți vedea, domnul Tomescu, de acum înainte, că bănuiesc că de la anul se va pune problema asta a reprezentativității, nu? Da. Sau așa. Cum vedeți, poate s-or schimba și liderii de sindicat, știu eu, de la Federația Unii. Le va fi foarte greu. Eu le spun pentru că am printre ei, uitați, v-am spus. Poate se hotărâ să facă și ei niște mișcări sindicale, niște acțiuni. Da, care... vom vedea, nu știu. Cert este că, vedeți, acum s-au folosit foarte mult de acțiunile Sindicatului Energia Rovinare. Așa cum au fost ele cu oameni puțin, dar au fost acțiuni care au pus o presiune fantastică și i-a ajutat și pe ei foarte mult. V-am spus, vă dau exemplu, v-am dat exemplu acela de la București, întâmplarea când Virgil Popescu i-a chemat la București să discute despre suplimentarea fondului de salariu, noi eram în stradă cu oameni. Și când au fost întrebați liderii de sindicat, dar de ce mai protestează oamenii la Târgu Jiu? Că uite, sunt informat că nu ai noștri domni, ai Lumitrescu. Arătau cu degetul înspre. Deci, sunt bune astea, protestele și eu dau exemplu că văd, știți, voci pe partea asta sindicală, domne, nu mai e Tomescu, nu mai cu proteste cu asta, noi facem pe dialog. Și eu le arăt acum toată țara, că dumneavoastră așa ați început emisiunea, sunt proteste în toată țara. Asta e România deocamdată, forța de muncă, oamenii muncitorii n-au fost respectați și nu li s-a dat nimic până n-au făcut proteste. Uitați la profesori și câte exemple vă pot da. Cât au fost demințiți și profesorii, că acum vor să le amâne. Da, dar uitați-vă că ce s-a câștigat? S-a câștigat ceva vreodată de bună voie? Nu. De asta spun. Și ei spun că, domne, noi suntem, și m-ați întrebat în perspectivă, cum vor negocia, ce vor face. Eu le spun că eu cred că le va fi foarte greu, pentru că situația companiei de așa natură încă este una foarte grea. Ori de cât de bun de negociator ai fi și oricât de bune intenții ai avea, n-ai cum să te... Pentru că pe noi ne așteaptă o situație foarte grea. Păi, suntem într-o situație... Păi, dar ei cer de acum majorări salariale. Păi, să vedem, da, de asta spun că trebuie atitudine foarte mare, însă cu reprezentativitate, cu reprezentativitate, eu am exemplu colegilor din țară, pentru că am avut recent o întâlnire cu toate sindicatele din țară la Federația Energetică, ale Federației Energetică, și am văzut exemple. Și chiar mi s-a spus și le-am dat o idee acum... Dacă aș fi în locul celor de la Univers, pentru că într-adevăr ei pot să negocieze singuri acum. Să zicem că și dacă FNM-ul, să nu privească asta cu trufie, pentru că se va întoarce împotriva lor ca un bumerang. O să vedeți, pentru că nouă ne va fi foarte ușor să stăm din afară și să criticăm orice neîmplinire și vor fi foarte multe probleme și necazuri, noi de pe margine vom arăta, uite mă, noi ați ales pe ăștia și ăștia. Ei dacă ar fi inteligenți, și eu așa aș face, vă rog să mă credeți, eu dacă aș avea reprezentativitate, i-aș chema pe ăștia, bă fraților, oricum suntem într-o perioadă grea. Hai să formăm comisia de negociere, pentru că ei o formează, din liderii mari, lideri consacrați, și să-l ia și pe Constantin Mitrescu, pe Pârvulescu, dacă nu va face... Chiar dacă nu are reprezentativitate. Da, să facă comisia de negocieri, nu oamenii ăștia, pentru că orice îi spune despre ei, experiența au. Nu poți să spui că sunt proști. Nu. Înțelegeți? Dar în momentele grele ai nevoie de ei.
de oameni cum e Constantin Mitrescu, Pârvulescu, cunoscuți, toți cunoscuți cu voce, lider, da? Așa aș face. Aș face comisia din ei, chiar dacă fac parte din alte federații care nu au reprezentanță, negociază comisia și ștampilează contractul colectiv de muncă cei care au reprezentat universul. Așa se întâmplă. Așa s-ar face dacă ar fi într-adevăr oameni și s-ar dacă gândi. Dacă ar veni cei de la univers la dumneavoastră și v-ar propune lucrul ăsta. Să facă să Mitrescu, bineînțeles că Mitrescu va accepta să fie membru titular într-o comisie de negociere pentru că îl trimitem acolo pentru oameni, pentru dar interesele noastre. Dar dacă domnul Pârvulescu ar veni la Sindicatul Energia Rovina și v-ar spune, haideți înapoi să ne afiliem, da. Asta, hotărârea, acasă, cum ar veni. Da, hotărârea de afiliere se ia, nu se ia nici de Mitrescu, nici de Tomescu. Noi trebuie să facem, pentru că avem și noi lideri în interiorul sindicatului care au unii pro, unii contra, vă dați seama, trebuie să facem și noi o ședință de, și dezafilierea când am luat hotărârea, tot printr-o hotărâre a comitetului am luat-o. Trebuie să ne întâlnim cu liderii Sindicatului Energia Rovina și să vorbim. Înțelegeți? Eu, din câte am observat, domnul Pârvulescu ar fi, cum să spun, ar fi de chiar nu știu, păi, da, oricum, vă dați seama că și FDM-ului ar fi mult mai ușor nevoie, cu noi. Sigur, are nevoie, da. Ar fi mult mai ușor cu noi pentru Sindicatul că Energia Rovina ar duce are undeva 500 de membri. Da, s-ar duce undeva spre 40%. S-ar duce, FDM-ul cu noi. Liniștea. Liniștea și reprezentativitatea. Da, corect, corect, da. Da. Dar asta e, cum să spun, eu, până la urmă aici nu mai este vorba de mine. Vedeți? Și atunci ar fi două federații reprezentative. Da, două federații reprezentative și cred că vor rămâne doar cei 800-900 de nesindicalizați. Dar chiar cu dumnealor cum va rămâne? Uite, n-au vrut să facă parte din niciun sindicat. Ei se pot organiza. Ei se pot organiza să-și numească un reprezentant, dar și acolo este foarte greu, că va fi foarte greu de... Pentru că acești oameni sunt din toate subunitățile și uitați-vă că nici noi ca sindicate nu ne putem întâlni să avem, să găsim obiective comune, acțiuni comune, tot așa și sunt împrăștiați prin toate subunitățile. Să știți că nu sunt bloc numai dintr-o parte. Și ei normal ar trebui să se întâlnească. Lucru foarte greu, vedeți, noi suntem organizați. Dar cred că nici nu se cunosc, vă dați seama. Mulți nici nu se cunosc, da. Da. Să se întâlnească între ei și să spună, domne, dintre noi, uite, noi, reprezentantul nostru al nesindicalizaților este ăsta, care să vorbească în numele nostru. Și el să încearcă să facă parte din comisia de negociere. Să-l încearcă să-l impună, dar v-am spus asta cu făcutul parte din comisia de negociere stă numai în agrerea celor care au sunt majoritari acolo. Deci v-am spus, ei acum pot să trateze situația cu trufie, adică să-și asume ei totul. Dom'le, noi suntem și am văzut că prietenul nostru la termocentrala Rovinari, el visează și noaptea săracul să nu mai existe Sindicatul Energia Rovinari. Dar un om cu înțelept, cu scaun la cap, care ar gândi, bă, stai puțin. Și cu înțelepciune așa ar putea face. Dacă o să fie trufași până la capăt și asta, se va bucura de rău altora. Pentru că asta este, nouă ne va fi foarte greu dacă nu vom fi acolo. Nu vom avea un om în comisia de negociere să ne putem și noi să ne impunem până la urmă doleanțele și să încercăm să susținem că nu suntem, nu câștigăm noi, ca să spun așa, pe persoană fizică. Pur și simplu putem să transmitem și să punem presiune mai departe pe companie, pe conducerea companiei, în așa fel încât să ne apărăm drepturile. Păi da, doar da. Atâta cereți, sigur. La modul cum ne-am certat în comisie, cum s-au certat, cum, adică Constantin Mitrescu, cum pur și simplu a fost pedepsit, ca să spun așa, pentru că n-a făcut altceva decât să ceară ce i-au cerut liderii, Sindicatul Energia Rovinari și lideri care la rândul lor au cerut ce au cerut oamenii. Înțelegeți? Sigur, da. Pentru că eu tot timpul fiind acolo și lucrez în tură, uite, la noapte eu mă duc schimbul 3. Eu automat oamenii ăia care lucrează cu mine în tură continuă și de schimbul 3 îmi vor spune și manule, dar ce se întâmplă cu noi? Uite, noi ne ducem acum când toată lumea pregătește porcul, face mâncare, face sarmale, noi ieșim în stație la autobus să ne ducem schimbul 3. Și asta înțelegi? Și noi, tocmai noi la negocierile astea am primit cea mai puțin din fondul de ce s-a repartizat pe fiecare om ca și procent. Acești oameni au primit și v-am spus. Asta a fost problema, una dintre probleme. Cealaltă am avut o situație punctuală, dacă vreți, aveam niște șefi de echipă care aveau salariile mai mici decât muncitori din subordine. Ca și clase de salarizare. Da, înțeles, am cerut da. Modificarea erau, acelor limite de salarizare. Numai... Nu, da. Poate ei erau undeva acolo, dar
pe LIPE, clasele de salarizare, nu s-a, li s-a ridicat. Era șeful de echipă, vă dau exemplu, care avea pragul la clasa 30 și muncitorul mergea până la 34 din subordinea, da, era lui. Cam... Era o chestie pe care, le-am cerut OMN și care se cer la, în comisia și de negociere. Și firești, și multe lucruri. V-am spus, am cerut, de exemplu, mi-amintesc că am avut cerința noastră la comisie, la contractul colectiv de muncă, ca sărbătorile legale să fie plătite triplu, așa cum erau înainte când era sindicatul, când era complexul energetic Rovinare, adică te duceai de Revelion, te duceai de Crăciun, de Paște la muncă, acea zi să fie plătită triplu. Nu mai exista cu noi, am cerut asta în comisia de negociere. Păi și cum sunt plătite? Cum sunt la ceilalți, cum sunt la toată lumea, adică cu 1,8%, nici măcar dublu. Da, e o situație foarte grea. Dumneavoastră o să munciți de Crăciun, de Revelion? Da, sunt schimbul 1 pe grafic, că noi știm, vine graficul de tură cu o lună, cu noiembrie vine pe decembrie, deci eu de Crăciun sunt schimbul 1, iar în noaptea de Revelion ies din schimbul 3, atunci aprind bine, că ies dimineața din 3, fix pe 31. Sunt cumva în pericol chiar și sporurile astea, ca ne întoarcem un pic la memorandum, că data sunt în pericol sporurile și primele și dacă cumva guvernul nu va lua în calcul memorandumul făcut cu privire la complexul energetic Oltenia să fie acceptat de la legea austerității. Da, vă răspund, dar uitați-vă și aici câtă ipocrizie a fost. Pentru că am ieșit și am spus, domne, vedeți că cu austeritatea asta ne afectează foarte mult, au avut grijă cei care fac parte din sistem să vină să mă contrazică, că nu știe Manu, că avem că să stea oamenii liniștiți, că avem prinse în contractul colectiv de muncă, dar totodată pe partea cealaltă au trimis adrese să facă memorandum. Și atunci eu vin și întreb, de ce ați mai făcut memorandum dacă trebuie să stea oamenii liniștiți, că drepturile noastre sunt înțelese? Au venit automat să-mi dea mie în cap, scupind declarații, dar în paralel au făcut adrese și memorandum, ce să facem? Și de asta vă spun, sunt în pericol. Pentru că, am văzut, am colegi cărora le-au fost luate bonurile de masă de la CET Oradea, aveau prins în contractul colectiv de muncă, tichete de masă și le-au fost luate de tot. CET Oradea. Și ne-au spus la întâlnirea pe care am avut-o și de acolo am tras concluzia că dacă concluzia, se poate acolo, frate, s-ar putea întâmpla înțelegeți? Și aici. Și de asta spun, noi avem într-adevăr acest contract colectiv de muncă care ne asigură până la urmă aceste drepturi, dar nu trebuie să ne culcăm pe ureche, să ne bazăm pe asta. În fața acestei legi... Că și ei aveau contract colectiv de muncă, nu? Și când vedem că sunt afectați salariați din toată țara, ar trebui să fim prudenți aici. Dar oricum, spune, n-ați văzut că, de exemplu, primele acum ani le condiționează că dacă numai dacă este compania este pe pierdere. Nu e pe pierdere. Atunci eu vin și întreb... Noi tot timpul am fost, am ieșit pe profit și nu știu cum e calculat acest profit, pentru că avem acei bani dați de guvern ca să ne închidă. Pentru că noi și acum plătim acele certificate. E un rest rămas din acei bani. Asta este, știți, cum pe să spun. Hârtie, da, nu, și profit. Da, de ce vă spun asta? Pentru că acești bani guvernul îi dă numai până în 2026. Adică până 31 decembrie 2025. Da. De la 1 ianuarie 2026, conform acestui asumărilor cu Comisia Europeană, nu mai are voie să dea un leu pentru această companie. Aici sunt eu îngrijorat. Înțelegeți? Acum avem acești bani, că ne-au dat, vă dăm acești bani să vă închidem. Dar ce se va întâmpla de la 1 ianuarie 2026, că nu mai vor să ne dea bani? Oricum, vremuri bune nu o să fie, domnul Tomescu, se vede clar. Vedem ce și în țară, nu știu, după alegerile din 2024 o să se vadă clar în ce situație suntem. Uitați că în Gojanu, colegul meu Claudiu Matei a scris un material foarte, foarte interesant. Spune așa, încă o termocentrală ACO intră în rezervă de capacitate, compania pune în loc niște societăți nefuncționale, știți că s-au făcut acele SPV-uri, acele SPV-uri, societăți mixte cu Petrom, cu OMV Petrom, cu Tinmar,
dar nu funcționează. Deci compania pune în loc niște societăți nefuncționale, dar care au șefi cu indemnizații consistente. Deci vă dați seama, așa cum am spus, cred că și ieri și în această emisiune în mai multe rânduri, s-au făcut societățile astea mixte, dar nu avem nici centrală pe gaz, nu avem nici parc fotovoltaic. În schimb, sunt șefi care sunt plătiți, iau bani, iau auziți. Se plătesc indemnizații de 8.000 de lei net pentru 3 persoane din Consiliul de Administrație și salarii consistente pentru 2 directori. Cu privire la ce societate se referă Claudiu Matei, la o societate CCGT Power Ișalnița S.A. Deci acolo se va închide termocentrala. Avem un buzuit, dacă cumva ne auziți, să ne îl scoateți din emisiune, vă rog, colegii. Da, și au indemnizații de 8.000 de lei și plată pentru 2 directori. La Turceni situația e oarecum similară. Grupul numărul 4 intră în rezervă de capacitate conform aceluiași document, adică acel plan de restructurare, iar CEO pune în loc două societăți nefuncționale, Parc Fotovoltaic Turceni S.A. și Centrala de Ciclu Combinat Turceni S.A., la care indemnizațiile administratorilor sunt identice. Deci ce facem, domnul Tomescu? Că am văzut că au dat înapoi cu centrala pe gaz, vedem acum cu module nucleare, încă... Deci vă dați seama, au încheiat parteneriate, acum își dau seama că nu pot să facă pe gaz, că nu știu ce, americanii s-au răzgândit în privința asta la un moment dat și au renunțat la proiecte în alte state. Noi până la urmă ce să avem? Șansa noastră, eu aici mă refer la noi ca și salariați în această companie, șansa noastră este să mai avem locuri de muncă, că au rămas blocați cu aceste, pentru că eu vă spun, dacă mergeau înainte și făceau aceste noi capacități conform calendarului, noi eram închiși acum, nu mai aveam locuri de muncă. Pe mine asta mă doare. Norocul și șansa noastră a fost cu războiul din Ucraina și că sunt întălei și nu reușesc să le facă. Asta așa, vă spun la modul fără glumă. Sunt și părți bune. Da, că mai avem servici. Și speranța mea se leagă că până la urmă în bezmeticia asta lor se vor întoarce, poate își vor da seama că au făcut o greșeală și se vor întoarce spre această resursă energetică foarte importantă, cărbunele. Sper să nu se întoarcă când va fi prea târziu, pentru că deja eu am spus, este foarte greu. Uitați, păi depozitele goale, cad utilajele pe oameni. Da. Deci, cum să vă spun, prin asta se vede că ei de foarte mult timp au întors spatele acestei activități. Și acum se vede, se trăim efectele. Totuși, energia pe cărbune figurează în sistemul energetic național cu o cotă de 1000 de megawați, așa. Asta este, în medie. Da. Deci cam la așa. Un loc cu cei de la Paroșeni și acum cu cetul din țară. Pe care... locul 5 de-abia, că e da. Hidroelectrica, da. Deci energia hidro. Eolian, gaz, da, fotovoltaicul nu mai e acum, e da. Foarte jos pentru că nu mai e vară. Bun, și ca să chiar voiam, ați atins problema asta cu depozitele și eu astăzi tot în Gorjanu am scris cam care ar fi situația în depozitele în cu privire la stocurile de cărbune ale complexului energetic Oltenia, situația nu e prea fericită, în sensul că nu prea mai e cărbune. Cum vedeți că se va rezolva treaba asta? Că nu e ca și cum mai bătea din palmi și se rezolvă. Adică trebuie exploatat, trebuie extras de acolo. Extras și în condițiile, ați văzut cum spun colegii mei din minerit, lideri de sindicat de acolo, eu spun lucrul ăsta de 2-3 ani. Mă bucur că în sfârșit spun și ei, vin și spun ce spuneam. Dom'le, la propriu, eu vă spun, această tehnologie pe care noi o exploatăm să producem acești megavați este una, după ce că este una învechită din anii 70 cu metode de lucru rudimentare învechite, pentru că au venit la noi cehi, polonezi în vizită, nemți, s-au crucit, s-au minunat când au văzut că noi încă mai exploatăm tehnologia pe care eu o aveau acum 50-60 de ani. Cu toate astea, după ce că ea este veche și are destule probleme, au oprit și finanțările. Deci nu mai bagă bani în ea absolut deloc și este exploatată și cu personal din ce în ce mai puțin.
Pentru că acum, uitați și pe această restructurare, să vă mai dau încă un aspect. Gândiți-vă că toți oamenii care au plecat, în mai, cred că în proporție de 99% sunt numai din producție. Dacă veți lua organigramele fiecarei subunități din compania asta, începând și cu termocentrala Rovinar și până la, eu știu, orice carieră veți vedea, vă dau exemplu așa, pe organigramă veți găsi posturile de șefi plină, ocupată, iar lipsurile sunt la muncitori. Deci, vă dați seama, pur și simplu acum, dacă pleacă nou, dacă ne pleacă un om, într-un atelier, într-o secție, unde vreți dumneavoastră, pleacă oamenii, pur și simplu acele sarcini sunt puse în cârca celor care rămân. Da, și asta se întâmplă de 2-3 ani, 4 în continuu. Ani. Dar veți găsi pe organigrama de șefi, începând de la director, șef de subunitate, șef de atelier, secție, linie, ce vreți dumneavoastră, le veți găsi ocupate. Nu știu ce au tăiat și ce nu au tăiat, doamnă, dar sunt ocupate. Deci alea nu veți găsi șef lipsă. Din compania asta. Clar. Șef lipsă nu există din compania. Dacă pleacă astăzi, mâine... Există un birou fără alt salariat decât un șef. Doamna mea, nu înțelegeți că dacă nu pleacă, dacă știe, dacă îi vine să plece ori promovat, ori nu știu, dar prea puține plecări, automat mâine este ocupat locul. Pe când la partea de producție, la muncitori... Șef se găsesc. Deci de asta vă spun. Ei... Asta, și am zis că o să mă duc odată până la domnul Plaveti să-i spun lucrul ăsta, că e din afară, n-am mai stat cu el de vorbă de la începutul anului acesta, din iarnă, când a fost pus atunci, n-am avut niște probleme, dar o să mă duc și să-i spun aspectul ăsta. Dom'le, dar nu se poate chiar așa în halul ăsta, deci dom'le, dar luați până la urmă organigrama, cum naiba? Și ați văzut din, deci acum... avem 2500, dacă ați băgat de seamă, de sezonieri. Da. 2500, erau 1800, acum s-au făcut 2500. Cum s-au făcut, domnul Tomescu? Păi s-au făcut cu pensionari care au fost aduși înapoi. Înțeleg, toți sezonieri sunt, tot pe perioada. Deci au mai fost aduși? Aproape 500, 450. Da. 500 de încă oameni. Mai au puțin, dacă sunt... 500, 700 de pensionari. Da, 2500, deci mai dacă au... Dacă au fost 1800 și sunt acum 2250. 2250, da. 2250, da. Am văzut, parcă așa, sau 2500, nu știu. Dar ce mă pune pe mine pe gânduri? Pe acum, anul ăsta care vine 2024, eu vă spun că vom rămâne... Mai puțin cei care suntem pe perioadă nedeterminată, deci mai puțin salariați autenții care... ne vor depăși cei cu sezonierii. De ce un lucru anormal. Păi s-a lăsat să se creeze un precedent și asta e tot slăbiciunea noastră a sindicatului. Asta vă spun eu, că sunt supărat. S-a lăsat să se creeze un precedent și asta mie mi-arată că pur și simplu nu le pasă. Pur și simplu vor să închidă. Noi suntem la final, domnul Tomescu. Eu vă mulțumesc frumos că ați venit. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. În direct, cu siguranță sper să vă mai aveți amabilitatea să veniți la emisiune. Ce voiam să vă zic, astăzi n-am fost pe Facebook, dar o să ne vedeți și cu siguranță ne-ați auzit la Radio Sud FM. De asemenea, cred că și de seară o să ne vedeți în direct la TV Sud. De fapt, nu în direct, o să revedeți emisiunea la TV Sud. Mulțumesc pentru atenție și ne vedem săptămâna viitoare, luni. La revedere!